Bună seara, sunteți la Adevăruri Ascunse, sunt Cătălina Porumbel. Vă mulțumesc că suntem împreună și în această seară. Ce semnificație au orele fixe într-un cuplu? Cu siguranță vi s-a întâmplat, nu neapărat că sunteți într-o căsnicie, poate într-o relație la început, să vă uitați la ceas și să vedeți că este aceeași oră. O să vedeți că este un mesaj pe care ni-l dă Universul și astăzi o să descifrăm acest mesaj. Maestrul aici, pregătit cu tot ceea ce înseamnă această semnificație a orelor fixe. Bun. O să vedem și noi trucuri pentru a atrage banii. O să vedeți ce nu trebuie să ne lipsească din portofel. Am mai vorbit aici la Adevăruri Ascunse despre lucrurile pe care trebuie să le avem în portofel. Astăzi venim cu noi trucuri. Și o să vedeți și cele 10 lucruri pe care nu trebuie să le spunem în cuplu ca să nu atragem, să nu zic furia, să nu atragem supărarea partenerului. Avem o surpriză foarte plăcută astăzi la leacul zilei. Lidia o să ne explice despre ce este vorba. O să vedem ce ne spun runele pentru săptămâna viitoare și o să vedem care este pilda zilei. Maestre, am spus, spuneați că ați pregătit meniul zilei, practic, pe ore. Noi am mai discutat o dată de cifrele duble. 10 și 10, 11 și 11, 12 și 12. Ei, acum a venit momentul să discutăm despre niște lucruri pe care, întâmplător, noi le avem în fața noastră, privind un ceas. Dar ne-am întrebat vreodată ce semnificație are că ne-am uitat la ora fix, că ne-am uitat la ora 1, că ne uităm la 14, că ne uităm la... Și mie mi s-a întâmplat. Da. Bun, dar n-am fost niciodată curios ce ascunde acel privit la ora aceea fixă. Și hai să începem cu miezul nopții, cu... Așa, maestre, că am o prietenă care se uită doar la miezul nopții și postează pe pagina de socializare, pe Facebook. Păi ia să vedem noi 0000. Păi, dacă întâmplător te-ai uitat la ora 0 și 00, adică 24:00, iubirea partenerului, cuplul respectiv, că nu trebuie neapărat să uite amândoi în același timp. Că dacă sunt siameși, tot altul și aruncă ochii în altă parte și a pierdut minutul. Da. Corect. Dacă te-ai unul din parteneri care s-au uitat, înseamnă că iubirea lor are șanse să dureze o viață. Și tot ceea ce gândesc se realizează. Deci forța gândului este fantastică. Dar și forța iubirii dintre cei, adică acelui care s-a întâmplat să se uite la ora 0 și 0 minute. Perfect. În schimb, cel care se uită la ora 1 fix, noaptea, are sentimente intense și, nu știu cum să spun eu, partenerul se simte atras de calitățile lui, calitățile native și fizice și psihice tot. Deci este un fel de iubire din asta, te iau la pachet. All inclusive. Așa că e fantastic. Dar, atenție, în momentul când te-ai uitat la ora 1, partenerul ăla vrea să te cunoască mai bine, să-ți cunoască și metegnele și dedesubturile. Deci, fiți atenți. Inclusiv, cum ați spus, și cu bune absolut, și cu rele. Cu bune și cu rele. Deschide rucsacul și vede ce e acolo, oferta. În schimb, cel care se uită întâmplător sau sunt câte unii care așteaptă niște ore că au ceva de rezolvat la ora respectivă. S-au uitat la ora 2, nu știu cum să zic eu, dacă ești singur undeva și n-ai un partener, fii sigur că a doua zi sau imediat următoarele zile, cineva te va scoate la o plimbare, îți dă o întâlnire. Te scoate în oraș. Te scoate în oraș, te scoate la aer, te scoate să vezi mai multe posibilități. Dar dacă ești în cuplu, atenție că e o oră fatidică. Știm noi că doiul ăsta e plus și minus. Căsătorie sau divorț. Atenție ca nu cumva partenerul sau partenera să vrea să te căsătorească, să te părăsească, având în vedere că a apărut altcineva în viață. Așa că e cu atenție. Eu zic să dormiți, să nu vă treziți la ora 2. Nu ne uităm la ora 2 la la ora 2, dar cine știe? În momentul când e, aveți însemnul respectiv, da? Fiți atenți și nu fiți nici voi ca să nu fie nici ea cu gândul la altul. Dar dacă sunteți, asta e, ora 2, nu te ninge, nu te plouă, dar ți-aduce alta nouă. Mergem la ora 3. Deci, nu te ninge, nu te plouă, dar între 2, mergi.
Da, vezi tu ce pățești pe urmă. Eu am și acum o criză de sciatică de la poza cu voi două. Așa mi-au zis fetele. Între doi nu te îndoi, dar între două bate plouă. Uite că mă plouă. Bate doi. Hai să vedem la ora 3. Partenerii, sau unul, că e doamna sau domnul, sunt mai timizi, așa că unul din voi trebuie să ia inițiativa. Să nu aștepte. Ea ar vrea să spună dacă e doamna. Sau el ar vrea să spună. Și dacă tu aștepți să spună el, luați inițiativa, rezolvați problema și ai mare șansă de căsătorie. Pentru că partenerul are aceleași sentimente, nutrește aceleași sentimente ca și tine. Deci ești pasibil să te nenorocești pe viață. Deci nenorociți-vă că fără căsătorie suntem vai de capul nostru pe românește. Ce ne-am face noi dacă n-am avea sprijinul ăsta, floarea care crește lângă noi și care trebuie udată în fiecare zi și nu tratată cu lacrimi. Da? Relația celor care văd ora 3 pe ceas este de durată, deci a la lung. Tatăl, Fiul, Sfântul Duh, Doamne ajută, nu? Hai să vedem pe la ora 4. Relația devine mai serioasă, chiar o căsătorie e posibilă. Deci 4 care indică stabilitatea. Deci șansele cresc, văd, cu cât se apropie dimineața mai mult. Sunt lucruri foarte interesante. Cel care privește la ora 5 fix are un sfat. Gândește de două ori înainte de a acționa ca nu cumva să greșești. Și dacă sunt lucruri care nu prea funcționează în parteneriat, în cuplu, încearcă să iei o pauză, o zi, două, trei, dacă nu e căsătorie. Și acolo, dacă nu vă vorbiți două zile după aceea, aveți chef să vă spuneți mai multe, da? Dar aveți grijă cum vă tratați partener. Decât să spuneți o prostioară care să denatureze relația, răbdați. Deci la 5 cu grijă. De la ora 5. Păi 5 e neprevăzutul, vezi tu? Valoarea, avem ocazia acum să le spunem și valoarea fiecarei cifre pe care o folosim. Și care... Acum, dacă stai să mă gândesc, iartă-mă că te întrerup, nu-ți uita ideea. Da. Uite, ora 2, ziua 14, e 5. Ora 14 nu e 5. 1 și 4. 14. Are același val. Păi numerele combinate se reduc tot la o cifră. Da, deci... Dar aici vorbim, ne învârtim pe sensul acelor de ceasuri. Da, uite că 5 fiind o cifră tot fatidică, obligat, și ora 2 e la fel... Da. Da, da, aici după amiază ai mai mult aplom decât spre dimineață. A, e ziua și vezi, dacă vă-ți dă cineva o palmă, că pentru Eric nu vezi. Așa, hai să vedem la ora 6. Cineva care ți-a fost în viață vrea să te recucerească. Opa! O veche iubire. Surprise, o veche iubire reintră în viața ta. Și la fel de, poate să intre o veche iubire, dar foarte ușor să apară noutăți în viața ta. Dacă nu e o veche iubire, e o veche despărțire. Și atunci tot ceva care e benefic, pentru că e 6. Dragostea plutește în aer și chiar la ora 6 dimineața, nu e nicio problemă. E mai bine. E bine, începem, iată, dimineața. Ai la ora 7 să vedem ce se întâmplă. Cineva din grupul tău, din anturajul tău, undeva, te dorește, dar nu spune, tace din gură. Încearcă să-l depistezi, să-l afli tu, pentru că are intenții serioase și poate e timid. Da? Deci, să ne la uităm ora mai 7 bine. Facem ochii mari, deschidem ochii și suntem atenți cine ne trimite bezele așa de matinal, da? Sau cine ne-a făcut cafeaua. Cu ce scop, chiar dacă ai băut una. Dar te rog, bea și de la mine. Surprise! Hai să vedem la ora 8. Că la ora 8 e mai interesant. Noroc în amor toată ziua. Deci dacă te-ai uitat la 8 în ziua aia... E cu iubire. Trebuie să ai calități incisive, puternice. Declară-ți dragostea, așa spune, și este momentul să recunoști că într-adevăr îl iubești, o iubești. Nu? Nu mai sta acolo și nu mai fierbe. 8 e și cifra infinitului, da? Și mai simt, dacă le iei pe amândouă, simbolistica a două inele, două verighete. Păi ce așteptați? Da? Dați comandă, declară-ți dragostea și ne mutăm la ora 9, să vedem ce pățesc ăștia care se uită la ora 9. La ora 9 ești mai de multe ori
ai șanse mai mari, marja asta, ora 8, 10, 11. La ora 9, vești bune. O misterioasă, să spun așa, își dezvăluie sentimentele față de tine. Sau partea masculină, un misterios, care stă cu minte în expectativă și o doron troc, poc. Te-a lovit. Te-a cuprins amocul la ora 9 dimineața. Te-a luat amocul. Da. La ora 10, prietenul sau prietena are intenții serioase de căsătorie. Deci, Doamne ajută, faceți în așa fel ca să vă uitați toți la ora 10. Dar întâi la ora 9 și până la 10. Luați-le la rând ca să fie lanțul de bucurii mai mare. Mergeți la ora 11, da, o încep de la ora 0 atunci. Stai o noapte, treacă și vezi ce iese. La ora 11, zice că ai păreri greșite față de partener. Deci, tu ești iluzoriu. În capul tău sunt 1000 de gărgăuni, dar nici odată ăla care trebuie. Ai tot felul de păreri greșite, ia fi atent, analizează ca lumea, pentru că persoana respectivă te iubește încă. Deși nu toată lumea știe să-și declare dragostea sau să-și o arate. Încearcă să intuiești. E, aici e cu... În codiță de pește, așa, un picuț. Hai să vedem la ora, la miezul zilei, la 12. Treci peste o ceartă sau o cumpănă în cuplu. Deci dacă te uitau la ora 12 și ai avut ceva, disensiuni, certuri... O ceartă. Gata, s-a rezolvat. Ai trecut, ai depășit momentul și te muți la ora 13. Și că partenerul sau partenera se gândește la tine și te vrea mai aproape. Vă dau încolo chiar la miezul zilei, mai așteptați și voi un pic. Păi, i s-a făcut dor de la 7 dimineața. Da, bineînțeles, până la ora 13, îți dai seama. Ora aia norocoasă, vezi? Da. Vezi cum vine 13 cu dragoste. Mai mult noroc decât... În schimb, la ora 14, care spunea Lidia că e tot un 5, cel de care ești îndrăgostit sau cea de care ești îndrăgostită are aceleași sentimente și îți trimite semne. Un deci mesaj? Aveți grijă ce semne primiți. Cum faceți declarația, că s-ar putea să veniți acasă cu un cucui. Asta ca divertisment. În schimb, cei de la ora... Vorba lungă, ochiul vânăt, știi? Dar bineînțeles, și e mâncare de sezon, doamna Lidia. Se consumă vinete în ultima perioadă. Dar aveți grijă să le consumați în farfurie și nu la ochi. La ora, am spus, 14, zicem 15. Ești un cuceritor sau o cuceritoare, cucerești pe toți cu farmecul tău, dar dorul de iubit sau de iubită te duce tot acolo unde ai tu țălașul și e la cote maxime. Chiar dacă vrei să fii cuceritor, nu are nicio problemă. Dragostea e dragoste. Fii cuceritor că tot acasă te întorci. În schimb, cel de la ora 16, care a văzut ora 16 pe ceas, aici e teroarea blondă la ora 16. O blondă vrea să te sărute. Opa, dacă nu e doamna, înseamnă că un blond urmărește acest lucru. Și dacă nu face, ia tu inițiativa. Vezi? Așa că ai grijă. Dacă ești pe stradă și întâmplător te uitați și ora 16 și apare o blondă, uite-te dacă e însoțită, că dacă nu știi dacă vrea să te sărute, dar s-ar putea să te sărute domnul care e în spatele domnului. Așa, la ora 17. Ei, aici e foarte interesant. Ești invitat la o petrecere și aici poți cunoaște oameni noi, dar și o dragoste nouă. Ai ocazia să intre noutăți amoroase în viața ta. În schimb, ăștia care se uită la ora 18, să fie siguri că sentimentele lor în cuplu cresc, înfloresc. Explodează. E ca la luna plină. Totul deasupra. În schimb, cei de la ora 19, pasiunea în cuplu crește. Se intensifică. Vedeți că mai există și aversul. Dacă la ora 19 partenera se uită la un serial și peste tine dă năvală dragostea și ea nu vrea să piardă serialul, s-ar putea să se intensifice pasiunea cu care te trimite undeva la momentul ăla care va vorbi. Haide. Lidia. Și aveți grijă ce le spuneți. Voi soțiilor și soțiile vouă. Iar la ora 20, un prieten sau o prietenă,
un partener de sex opus simte mai mult pentru tine, dar nu știu cum, ar vrea să treceți la pasul următor, să se execute, să se împlinească ceea ce e. Deci fiți atenți la ora 20, da? Dacă se dorește așa ceva, fiți atenți pe unde sunteți. Poate sunteți invitați, poate sunteți chiar la muncă și partenera aia care stă în umbră acolo și n-a ieșit, aveți grijă. Indiferent că ești doamnă sau domn. Că mai sunt ăștia care mai lucrează până la 10 noapte. Că n-au ce face acasă, n-au cu cine să certe. N-au nici cățel, nici pisică, nici soție. În schimb, cei de la ora 21 au atenție aici, 21. 21, gelozia partenerului sau a partenerei foarte mare. De ce? Pentru că ai uitat să-i mai spui, te iubesc, crede că nu deci mai iubești. Unde ai fost tu până la ora? S-ar vezi da. Ora nu. Și el a săracul ei la spate cu mâinile, cu cadou și cu florile. Și el a luat în prima și ăsta nu mai apucă. Și abia după ce l-a ciondănit și i-a spus toate lucrurile frumoase, astea ce ai făcut? N-a fost aia acasă și mi le-a adus mie, nu? Vezi ce înseamnă gelozia alimentată irațional. Că gelozia tot obolă. Da. Ei, hai să gelozie. Vedem cei de la ora 22. Partenerul e cucerit definitiv de tine. Deci dacă vrei să... ți-ai făcut o relație, nu știi ce zice. Mă place, nu mă place, sau invers. Îl plac, nu-l plac. Ei, dacă dă șansa și ai văzut ora 22, atenție. Partenerul sau partenera l-ai cucerit. Ești călare pe situație, așa că treci la faza următoare, știți voi. La ora 8, vedeți și la ora 8, luați două cercuri și ați rezolvat fericirea. Și ne ducem și la penultima oră, la ora 23. Egoist total. Ori ea, ori el. Te vrea numai pentru el. Și asta e o chestie de și posesivitate și dragoste nebună și un pic de gelozie. Iar durata sau ceea ce ce vreți voi, ce uniunea respectivă, dacă este într-adevăr că te vrea numai pentru el, te vrea la lung. Deci pentru o veșnicie. Așa că luați la amănunt, faceți un exercițiu de curiozitate, dar nu stați cu ochii pe ceas. Că atunci ai premeditat. Astea se întâmplă... Sunt chestii pe care le surprindem. Numai surprinzător. Că atunci când savurezi ceva și vine Lidia și trosc că-ți face o poză și tu ești nebunit de bun ce e și te scoate cu ochii mari și știi colba aia acolo în farfurie, dacă îmi plăcea. Aia este poza naturală. Nu aia photoshopată, aranjată. Că dacă luați de-astea photoshopate, nu mai vă uitați la ceas. Bun. Deci, orele fixe în iubire au un mesaj, trebuie să ținem cont de mesajul ăsta că, iată,